Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi și l-avem invitat pe domnul deputat Remus Borza, consilier onorific al premierului Ludovic Orban. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Sărumile, mulțumesc mult și eu pentru invitație. România încă nu a scăpat de pericolul COVID-19 și nici nu pare că o să scăpăm prea curând dacă ne uităm la numărul încă mare de infectări. Din punct de vedere economic, cum am început și cum ieșim din această epidemie de prost. Coronavirus? De ce? Am început prost? Ieșim nu, nu, și nu. Mai acum, prost? Raportat la măsurile sanitare luate de guvern, chiar am evitat mult mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus. Sunt măsuri luate din timp, suntem printre primele țări din Europa, încă din ianuarie-februarie, care au luat un set de măsuri care tocmai au atenuat acest val epidemiologic care practic iată a cuprins toată lumea. Pe de altă parte, trebuie să ieșim și din această emoție colectivă, pe aici, pe acolo, chiar indusă, în care cu foarte multă precauție, chiar cu abordări fataliste, ne raportăm la acest virus. Trebuie să ne obișnim, face parte din viața cotidiană, alături de alți peste 100 de viruși. Asta e omenirea din totdeauna, ne naște, murim. În România nu se moare doar de COVID-19. Din păcate. În fiecare an mor 263.000 de români, asta înseamnă 743 de români în fiecare zi. De diverse cauze, de la bolile cardiovasculare, știi, noi avem din păcate un record negativ în Europa. Primul loc în Europa la incidența bolilor cardiovasculare în mortalitate, la infecțiile nosocomiale și intraspitalicești, mortalitate infantilă, malpraxis, etc. Incidență foarte mare și pe bolile cardiologice și sigur că, tocmai ce spuneam, sunt foarte mulți viruși, peste 100 de viruși identificați de Organizația Mondială a Sănătății și care au cauzat moartea pe primele 6 luni din 2020 a peste 7 milioane de locuitori ai planetei. Sigur, la nivel global, au murit de COVID-19 în jur de 500.000 de locuitori. Deci, până la urmă, mortalitatea nu este chiar atât de mare, raportat chiar și la gripa asta comună, banala gripă sezonieră, care dă o mortalitate de 2,5 milioane de locuitori în fiecare an. La nivel global, până se va descoperi și se va utiliza pe scară largă un vaccin, trebuie să ne obișnim să trăim, să conviețuim cu acest virus, să ne imunizăm în masă, până la urmă asta este soluția imunizării în masă. Acum, sigur că sunt accente, că avem peste 400 de infectări în fiecare zi. E un număr catastrofic, numărul deceselor până în 20 nici el, pentru că în fiecare zi ai văzut că avem comunicate de presă, 99% din decedați au ca și cauză o comorbiditate, adică mor de cu tot o altă afecțiune. Niște terapiile intensive nu sunt chiar atât de secțiile de terapie intensivă solicitate. Deci avem sunt în jur spitale care anunță că nu mai au loc. Mari dragă, avem 2400 de paturi de terapie intensivă cu aparate dotate cu aparate de ventilație mecanică dintr-un total de 4000 de paturi de terapie intensivă. Niciodată n-am depășit 215 pacienți cu COVID-19 în terapie intensivă, adică mai puțin de 10% din capacitate. Bun, deci îndemnul meu este la precauție, la moderație. Dacă în primele 3 luni prioritatea guvernului a fost una sanitară, de a preveni cât se poate, de a atenua, de a limita efectele acestui virus, acestei epidemii, ar trebui acum prioritatea zero să reprezinte economic, dimensiunea economică a demersului guvernamental, relansarea economică, calminteri. Dacă ne vom raporta tot timpul la drumul ăsta de sare și vom sta neputincioși în expectativă și cu un anumit mesaj, cu o anumită retorică de natură să demoralizeze națiunea, atunci evident ne paște un faliment economic la nivel național. Dar indicatorii arată o atare tendință. Iată,
socoteala de acasă cu aia din târg, știm foarte bine, nu se potrivește. Am construit bugetul de stat pe o creștere economică de 4,1%, pe un PIB previzionat de 1130 de miliarde de lei. În urmă cu două luni am venit cu o rectificare bugetară. Nu o să mai avem creștere de 4,1%, o să avem o contracție economică de 1,9% și implicit nu o să mai avem un PIB de 1130 de miliarde, ci un PIB chiar mai slab decât anul trecut, unde am înregistrat vreo 1050 de miliarde, deci estimăm undeva 1020 de miliarde. Dar vestea proastă e că creșterea economică luată în calcul în urmă cu două luni de către guvern, de creșterea economică negativă de aproape 2% va fi mai mare. Din punctul meu de vedere, anualizat, la nivelul anului 2020, vom avea o contracție economică cuprinsă în intervalul 4,5%, adică aproape dublă față de cea pe care astăzi ne-am fundamentat cheltuielile bugetare. Săptămâna viitoare așteptăm de la Institutul Național de Statistică situația la trimestru 2, dacă trimestru 1 am avut o creștere economică de 2,4%, o creștere foarte bună raportată la contextul european și global. Din punctul meu de vedere, eu estimez o contracție economică, am pus și un pariu cu premierul și cu ministrul economiei, în urmă cu vreo 5 săptămâni, la o contracție în trimestru 2 de 15%. Și avem toate datele. Gândește că la aprilie am avut o scădere a exporturilor cu 47%, o scădere a producției industriale cu 38%, o scădere a consumului privat, care a fost motorul creșterii economice din ultimii 8 ani de zile după criza din 2009-2010. A scăzut și el cu 19,5%. Deci, trimestrul 2, sigur, aici vorbim de aprilie, de mai, când am fost sub incidența stării de urgență cu acele restricții la maxim de izolare, de carantinare, cu limitările de activități economice și restrângerea foarte multor industrii, practic. Și atunci evident că lucrurile astea își vor lăsa amprenta, cum spuneam undeva, spre un minim 15% contracție. Sigur, sunt unii optimiști care spun o să avem o revenire spectaculoasă în V, deci automat în trimestrul 3-4 vom intra pe creștere economică. Eu sunt mai rezervat, sunt mai sceptic. Revenirea României nu va fi în formă de V, ci mai degrabă în formă de U, adică undeva și trimestrul 3, sigur, nu o să mai fie un minus 15, minus 17%, va fi undeva poate chiar ușor pozitiv între 0,05% până în 1% și trimestrul 4 la fel, dar totdeauna trebuie să ne raportăm și la ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în lume. Marele economii ale lumii, Statele Unite, Japonia, Germania, Franța, Marea Britanie, nu se simt deloc bine, au scăderi foarte mari, mai mari decât în perioada crizei din 2008-2009. Și atunci, evident, câtă vreme vorbim de o economie globalizată cu foarte multe intercondiționări economice, atunci asigur că trebuie să fim și noi mai precauți. Din punctul ăsta de vedere, sigur că avem o presiune extraordinară, în special pe buget, pentru că și deficitul, iată că la 5 luni de zile vorbim de un deficit de 38 de miliarde de lei, 38,8 miliarde de lei. Asta înseamnă 3,6% din PIB. Tot anul trecut am avut 48 de miliarde de lei deficitul, 4,6%. Lejer ne vom duce, sigur, ministrul finanțelor estimează undeva un deficit de 6,7% și eu zic o abordare optimistă, eu îl văd undeva spre mai degrabă 8-9%. Asta înseamnă un deficit bugetar între 80 și 90 de miliarde de lei. Nu o să mai avem indiscutabil venituri de 360 de miliarde de lei pe cât ne-am făcut noi legea bugetului de stat și având previzionate venituri de 360 de miliarde, ne-am aruncat la cheltuieli de 400 de miliarde de lei. Din păcate, cheltuielile au crescut, vor rămâne cam acolo în ecartul ăsta de 400 de miliarde de lei, doar că veniturile bugetare vor scădea mult, chiar sub 300 de miliarde de lei, probabil undeva spre 280 de miliarde de lei. Și atunci, evident, vorbesc de acea presiune foarte mare pe guvernul României de a finanța acest deficit bugetar
Și nu doar deficitul bugetar, că dacă ar fi ăsta, hai treacă, meargă, l-am mai acoperit cumva. Dar noi avem și în rambursări pe datoria publică 44 de miliarde de lei anul ăsta de plată. Și dacă punem un deficit de 80 cu cele 44 de miliarde de lei, iată că vorbim de un necesar de finanțare de 120 de miliarde de lei. Sigur, cum îl finanțăm? Păi putem să-l finanțăm pe emisiuni de titluri de stat, dar deja băncile în total active au peste 20% expunere pe stat, pe titluri de stat, la fel la fondurile de pensii, cele 7 fonduri care administrează pilonul 2 de pensii, cu o capitalizare de vreo 13 miliarde de euro. Și aici vorbim de o pondere de peste 60% a titluri de stat în total active. Sigur, BNR-ul poate să cumpere de pe piață secundară și a început să cumpere titluri de stat. Putem să ne împrumutăm, încă putem să ne împrumutăm de pe piețele internaționale, ferească Dumnezeu de toamnă, pentru că ne-a trecut glonțul la ureche acum în prima săptămână din iunie, când a venit Standard & Poor's în România și riscam o retrogradare. Oricum suntem pe ultima treaptă de stabilă BBB minus și riscăm oricând și cu atât mai probabil în toamnă să intrăm în junk. Când intri în categoria junk, e clar că marele fonduri de investiții, marele bănci de investiții te cam ocolesc. Deci din punctul ăsta de vedere e o presiune reală pe buget. Guvernul trebuie să găsească formule inteligente de a ține într-un oarecare echilibru această balanță și într-un an electoral, un an complicat în care nu prea poți tăia, mai ales în sectorul bugetar unde e nevoie de reformă, unde e nevoie de restructurare, pentru că iarăși, din păcate, ăsta a fost modelul de creștere economică pe care noi l-am comentat în discuțiile noastre în ultimii 2-3 ani de zile, un model greșit preponderent pe consum, pentru că creșterea economică preponderent pe consum ce ne-a adus? Ne-a adus deficite, cât casa, deficite bugetare de peste 10 miliarde de euro în ultimii ani de zile, deficite de balanță comercială record anul trecut de 17 miliarde de euro, pentru că industria românească, care e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, nu a putut face față nevoilor din ce în ce mai mari și mai variate ale unei populații care are bani, pentru că sunt mulți bani în buzunarele cetățenilor noștri, ceea ce e un lucru bun. Iată că Banca Mondială săptămâna trecută tocmai ce a upgradat România într-un cerc, într-o zonă exclusivistă a țărilor cu un PIB mare pe cap de locuitor, high income, adică peste 12.535 de dolari. Noi anul trecut, în 2019, înregistrând un produs intern brut pe cap de locuitor de 12.630, undeva cu vreo 80 de dolari mai mult, și chiar și Eurostatul deja ne-a mai dat încă 4% raportat la produs intern brut pe cap de locuitor și raportat la paritatea puterii de cumpărare la nivelul Uniunii Europene standard, la 69% din media europeană. Gândește că anul trecut am avut 66% și în 2007, în primul an al integrării, aveam 40% PIB-ul pe cap de locuitor raportat la puterea reală de cumpărare la nivelul Uniunii Europene. Deci iată că au fost niște evoluții spectaculoase. Sigur, guvernul Orban vine acum prin planul ăsta de măsuri, de relansare economică și de investiții și își propune o țintă foarte ambițioasă ca în 2025 să ajungă la un 87% PIB-ul raportat la puterea reală de cumpărare din media UE27. Sigur, e tangibilă, dar acest model de creștere economică pe consum, sigur, nu ne-a adus foarte multe beneficii. Am crescut foarte mult veniturile populației, iată, avem o pondere de 32% față de o medie europeană de 22% a salariilor bugetarilor în total, venituri bugetare. Gândește-te că avem 67% ponderea salariilor bugetare, a cheltuielor de asistență socială în bugetul țării. Și atunci, sigur că rămân foarte puțin bani pentru investiții. Pentru că în fiecare an din 2012 încoace am sacrificat investițiile ca să creștem oarecum artificial, forțat, fără să existe o corelație între productivitatea muncii și venitul salarial. Am crescut foarte mult pe zona asta. Uite, în 2015, de exemplu, fondul de salarii în sectorul bugetar era de 52 de miliarde de lei. După 5 ani de zile, în 2020 vorbim de 110 miliarde de lei. După cum vorbim de
131 de miliarde de lei cheltuieli de asistență socială, total 241 de miliarde este de lei. Este nevoie numai de restructurarea bugetului? E nevoie de... O spun toți analiștii economici luciți, responsabili, dar într-un an electoral e imposibil, sigur. Ați vorbit digitalizarea cu Lovic Orban pe categoric, da. Eu am idei puține și fixe pentru ideile astea exprimate anul trecut, pe vremea asta am fost executat de către premierul Dăncilă. Premierul Orban are mai multă maturitate, mai multă inteligență și o foarte bună capacitate de sinteză și analiză pe zona asta economică. E un partener de dialog, înțelege lucrurile astea. Acum, sigur că sunt foarte multe constrângeri, spuneam, într-un an electoral, dar, până la urmă, informatizarea și digitalizarea administrației publice locale și centrale de la sine va duce la reducerea numărului de salariați, că ce-ți face mașina, evident, face și mai bine și înlocuiește munca a 2-3 salariați. Dar e o realitate, dacă vorbim statistic, 32% versus 22% media europeană. Șansa României de a ieși bine din această criză sanitară, și vorbesc din punct de vedere economic, este să atragă mai mulți bani europeni. Iată, și aici suntem norocoși. Pe exercițiul financiar 2021-2027 vom avea cu vreo 10 miliarde de euro în plus pe fonduri europene și de coeziune, adică undeva spre 30 de miliarde de euro față de 20, sigur, dintr-un total de 45 de miliarde de euro, dar vreo 15 miliarde de euro sunt pentru agricultură și mai avem încă dintr-un fond special creat la nivelul Uniunii Europene, 750 de miliarde de euro post-Covid, partea României de 33 de miliarde de euro, din care 20 de miliarde de euro sunt nerambursabile și care deja se văd în aceste granturi din planul de reorganizare. Dar un principiu liberal spune prin noi înșine, de la Maiorescu încoace, și noi trebuie să facem mai multe eforturi, să ne optimizăm cheltuielile în sectorul bugetar, pentru că sunt foarte multe găuri negre care pun o presiune fantastică pe buget și aici vorbim de marele sisteme publice care trebuie măcar în al 12-lea ceas reformate și mă refer la administrație publică, mă refer la sănătate, mă refer la educație. Creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, pentru că din păcate noi stăm undeva la coada clasamentului în Europa, undeva 30-31%, câtă vreme media la nivel european e de 45% a veniturilor bugetare în PIB. Până și bulgarii colectează mai mult, 38%. Nu mai vorbesc de polonezi cu 41% sau ungurii cu 40%. Un procent în plus în creșterea gradului de colectare în România înseamnă 2 miliarde de euro, 2% înseamnă 4 miliarde de euro pe care putem să-i aducem în fiecare an și cu care să finanțăm aceste nevoi din ce în ce mai mari. La fel, combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale, care are proporții apocaliptice. Evaziunea fiscală și nu corupția și nu COVID-19. România pierde în fiecare an 16 miliarde de euro din evaziune fiscală. Asta înseamnă 16 autostrăzi Sibiu-Pitești sau 16 autostrăzi Comarni-Brașov pierdute în fiecare an. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să dăm dovadă de mai multă determinare în sancționarea unui atare fenomen care, practic, atentează la siguranța alimentară, energetică, securitatea socială a României. Și acum, probabil, vrei să vorbim de Vorbim și despre planul ăsta de relansare. E un plan ambițios, cârcotașii. Ambițios? Da. Tu care ești prea ambițios? Da, mă așteptam, adică să-ți iasă răutatea din tine, că doar vă caracterizează pe voi ziariștii și sigur sunt foarte mulți cârcotași de serviciu care toată ziua umblă cu bățul prin gard. Wow. 100 de miliarde de euro. Nu te-am lăsat să fie rea până la capăt, că mi-e place de tine blândă și bună. 100 de miliarde de euro, cum să spun, e o sumă fezabilă, sustenabilă, realizabilă. Pe bugetul din 2020 avem alocate pentru investiții 50 de miliarde de lei, asta înseamnă 11 miliarde de euro. Noi sperăm că și planul ăsta e pe 10 ani. E bine că avem, pentru prima dată, când avem un material închegat pe masă cu anumită proiecție, ca orizont de timp, nu neapărat ca și nostalgie după cincinalele lui Neanicu. Dar să știi că americanii, nu mai vorbesc chinezii, japonezii, francezii și germanii, au astfel de proiecții pe 50 de ani. Numai noi, din păcate, am fost atât de handicapați că nici măcar de un buget anual n-am putut să ne ținem. În buna tradiție românească, îl rectificăm de 2-3 ori în fiecare an.
E, alții gândesc, mă, ce o să fac în următorii 50 de ani. Pe decade sau pe 5 ani, următorii 5-10 ani, refacem infrastructura de transport. Că e feroviară, că e rutieră, că e navală sau aeriană, după care spitale, prioritate sau învățământ. Sau... În fine, adică ai un azimut, ai o anumită direcție pe care, indiferent cum se schimbă echilibrul de forțe pe scena politică, aceste imperative, aceste priorități rămân asumate și de unii și de alții, indiferent de alternanța la guvernare. Deci ne așteptăm ca PIB-ul României să crească, pentru că uite, în 2008, de exemplu, PIB-ul României era 140 de miliarde, acum e 220 de miliarde. Ca proiecție, în următorii 10 ani, sper să ajungem la un 300 de miliarde de lei. Spuneam că în ultimii 7-8 ani de zile niciodată n-a depășit 3% ponderea investițiilor în PIB. Din punctul meu de vedere ar trebui să ajungă la 7%. Ori asta înseamnă undeva spre 15 miliarde de euro în fiecare an. 15, adică 150 de miliarde de euro pe 10 ani, nu doar 100 de miliarde de euro. Deci câtă vreme vom crește colectarea, vor veni mai mulți bani la buget. Câtă vreme vom optimiza cheltuielile în sectoarele bugetare care reclamă o reformă, administrație. N-are sens, că timpul e limitat, dar nu mai putem difila la infinit cu 3200 de unități administrativ-teritoriale, din care 443 de comune au sub 1500 de locuitori, cât prevede legea. Nu putem finanța armate de primari, de consilieri, de amante, de secretare, doar așa că... Așa e viața. Sigur că da. Deci trebuie să comasăm unitățile administrative, să le facem și mai eligibile pe fondurile europene, să le facem și mai eficiente din punct de vedere al actului administrativ. La fel cu spitale. Nu putem difila cu 367 de spitale publice. Mai mult de jumătate nu au cadre medicale, nu au aparatură, au doar firma, spital municipal, orășenesc sau comunal. În programul ai văzut, deja e o prioritate, pentru că în tot rău e și un bine. COVID-ul ne-a arătat vulnerabilitățile și pe zona sanitară. Deci nu mai putem difila cu sute de spitale, dar avem nevoie de unități noi, pentru că în ultimii 50 de ani și medicina a evoluat, sunt alte circuite medicale, alte fluxuri și sunt 1,6 miliarde de euro alocate pentru cele trei spitale regionale, 600 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de la Craiova și câte 500 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de la Cluj și de la Iași. Sigur că în discursul public încă de pe vremea lui Năstase, din anii 2000, vorbim de necesitatea construirii unor spitale în provinciile istorice și au trecut 20 de ani. Bun, hai să și facem. Da. La fel, mai sunt încă 4 miliarde de euro pe reabilitarea, construcția 1450 de centre medicale, mediul rural, dispensarele medicale, vorbim de 110 spitale orășenești și 25 de spitale județene. Asta este viziunea mea. 40 de spitale județene noi nouțe cu câte 1000 de patru fiecare, construite de la zero, pentru că actualele spitale sunt veritabile bombe biologice. De-aia România e numărul 1 în Europa la mortalitate cauzată de infecțiile nosocomiale. Sunt până la nivel de structură de rezistent împânzite cu bacil, cu virus, pentru că paradoxul, că tot de la statistică, pe primul trimestru din 2020 au murit cu 4.183 de români, mai puțin decât în primul trimestru din 2019. O să spun unii specialiști, că noi suntem specialiști în toate, că măsurile guvernului de izolare a populației la domiciliu a avut ca efect și scăderea numărului deceselor din accidentele de circulație. E un fapt. Dar într-un an de zile, în ultimii 30 de ani, în medie mor 1907 români. Adică punem 2000 de români pe an în accidente de circulație. Asta înseamnă pe trimestru 500. Din 4200, dacă scazi 500, tot rămâi cu 3800 de români decedați mai puțin în primul trimestru din 2020 față de primul trimestru din 2019. Explicația? Faptul că am închis spitalele pentru celelalte patologii și ne-am focusat exclusiv pe combaterea coronavirusului a salvat 3800 de români de la moarte. De ce? Pentru că cel mai mare criminal în serie în România este sistemul public de sănătate, în care aruncăm 11 miliarde de euro bani alocați pe bugetul de stat și alte câteva, acum se mai duc câteva miliarde de euro în COVID, cu rezultate discutabile. Pentru că există încă multe indolențe, există malpraxis, multe indiferență
multă rea credință prostie, multă corupție în sistemul public de sănătate, de aia are nevoie de reformă. Dar acum, sigur, nu discutăm de tarele celor trei sisteme publice de sănătate, dar evident că trebuie să ne asumăm reforma și pe zona asta. Deci dacă vom crește gradul de colectare, dacă vom reforma marile sisteme publice, dacă sistemul bancar va finanța și economia reală, nu doar statul, atunci, evident, vor veni mai mulți bani la bugetul de stat care să-i direcționăm spre ce? Nu spre salarii nemuncite, nu spre pensii nesimțite, ci spre investiții. Bine, investițiile acum, sunt singurele care dau sustenabilitate economiei. Din păcate, băncile, iarăși, noi suntem campioni la orice, suntem pe primul loc, dar în sens negativ. România are cel mai mic grad de intermediere financiară din Europa, 27%. Ce înseamnă asta? Gradul de creditare a populației și al companiilor. Și vă dau două cifre. La 31 martie 2020, soldul depozitelor populației și firmelor în sistemul bancar era de 378 de miliarde de lei. Stocul creditelor date de către sistemul bancar populației și companiilor cât? 271 de miliarde, adică cu 107 miliarde de lei, mai puțin băncile, nici cât colectează, nu finanțează. Adică, vezi tu, sunt 378 de miliarde de lei în depozite la bănci, de la populație și firme, dar băncile creditează mult mai puțin economia. Pentru că a intrat într-o zonă, până la urmă tot statul e de vină. Statul e într-o foame extraordinar de cash, nu de ieri, de azi, de vreo 7 ani, de când duce politica asta a creșterii nesustenabile a veniturilor, unor segmente socioprofesionale, tot timpul trebuie să-și financeze deficite, datorie publică și atunci se împrumută la bănci. Și sunt celebrele deja aproape zilnicele emisiuni de titluri de stat. Și atunci băncile zic, băi, de ce să-i dau eu lui Borza sau să-i dau lui ce firma aveți voi, cum se cheamă voastră, PS News, RU, nu știu, probabil societatea se cheamă altfel. Dacă intră, fuge mănăstire cu bani în insulele Virginie și dă firma faliment. Sau Borza la fel, se duce cu o rusoaică prin Bahama și rămâne acolo. Rămânem noi să ne provizionăm țeapa de la firmă sau de la persoana fizică. Și atunci băncile au preferat să se ducă la stat, să împrumute statul, pentru că randamentele ajunseseră și spre 6%. Gândește, dacă te la depozit, tu ai undeva o dobândă subunitară de sub 1%, depozitul statul finanțează, băncile finanțează statul pe titlul de stat cu randamente de 4-5%, evident că e avantajos. Nu-ți mai e riscul neplății a falimentului de la o persoană fizică sau juridică. Asta e și o dramă a companiilor românești, de aia sunt atât de afectate în perioada COVID, care arată vulnerabilitățile mediului privat și anume de capitalizare. Creditul comercial e de 3 ori mai mare decât creditul bancar. Băncile, și aici iarăși un paradox, vorbeam de comparativ, PIB-ul din 2008 cu PIB-ul din 2019. Spuneam, în 2008 am avut 140 de miliarde de euro PIB, anul trecut 220 de miliarde de euro PIB. Cu toate astea, în 2008, stocul creditelor date de bănci era de 28 de miliarde de euro. Acum, aproape că s-a dublat PIB-ul, care stocul e 25 de miliarde. Adică n-am ajuns la nivelul de creditare din 2008, deși PIB-ul s-a dublat. Sigur, deci, sunt niște date tehnice, mai greu să fiu urmărit. Deci asta e concluzia. Băncile trebuie să fie un partener onest, un partener real, să financeze și economia și populația, nu doar statul. Iar statul să nu mai împingă băncile în păcat, să-și optimizeze cheltuielile din zona bugetară și să lase banii băncilor să crediteze companiile, că de aia mai mult de jumătate din companii, și vorbim de 700.000 de companii înregistrate la Registrul Comerțului, sunt pe capitalul proprii negative. Iată un bun exemplu, am venit ca măsură de stimulare, de relansare economică, de combatere a efectelor COVID-ului cu IMM Invest. Am pus 15 miliarde de lei la bătaie să finanțăm micro-întreprinderile și IMM-urile. Cum? Prin subvenționarea dobânzii 100% și garantarea creditului până la 90% din credit. Și cu toate astea, uite, au trecut 3 luni de zile, plafonul e, cum spuneam, 15 miliarde, am ajuns la 8 miliarde și la vreo 8.000 de firme. Că foarte puține firme sunt bancabile.
Și am avut discuții cu premierul, cu ministrul de finanțe și cu reprezentanții sectorului bancar și zic, bă, voi puteți da 100% și subvenționați și dobânda și să veniți să garantați că dacă compania prin proprii indicatori contabili nu este bancabilă, noi nu putem să-i dăm. Și asta arată până la urmă vulnerabilitatea mediului de afaceri. Din păcate nu ne mai permite timpul să discutăm pe larg. Sunt foarte multe măsuri de stimulare, sunt granturi, sunt 160 de pagini de program. Sunt 160 de pagini, sunt peste 100 de miliarde de euro puși la bătaie, sunt vreo 2,5 miliarde de euro doar în granturi, sume nerambursabile pentru IMM-uri, plecând de la 2000 de euro fără să faci nimic, doar să faci dovadă că ai o firmă, până la 37 de milioane de euro pentru investiții, pentru investiții greenfield, pentru reconversi, pentru capital de lucru, adică sunt bani pentru toată lumea, doar să avem ștată de a aduce bani și de a crește. Eu cred în potențialul economic al României, avem în continuare un potențial extraordinar, avem o resursă umană, calificată din punct de vedere profesional, avem nevoie doar de politici guvernamentale bine țintite. Ori, planul ăsta de investiții și relansare economică, tocmai asta vine să dea un astfel de input, să vină cu o anumită clarificare pe sectoarele cheie, că vorbim de infrastructură de transport, că venim de infrastructură sanitară, infrastructură educațională, vorba unui clasic în viață, să nu mai scoatem doar analfabet funcțional, ci absolvenți de învățământ liceal, profesional sau universitar, adaptați noilor realități socioeconomice din piață. Mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm cu o altă ocazie. Mulțumim!